Traficant de droguri recidivist prins în flagrant la Brașov. Un bărbat de 31 de ani a fost prins în timp ce ridica de la un serviciu de coletărie un pachet adus din Italia, în care printre produse alimentare se aflau circa 500 de grame de cocaină. Procurorii DICOT, Serviciul Teritorial Brașov, au dispus reținerea acestuia. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele inculpatului din municipiul Brașov, au fost identificate și ridicate aproximativ 150 de grame de cannabis. Mai multe pungi autosigilante, un aparat pentru vidat, un cântar electronic, obiecte purtând forme de substanță, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă. Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie la introducerea în țară de droguri de mare risc, trafic de droguri de mare risc și trafic de droguri de risc.